Fostul candidat la fotoliu de primar al municipiului Bârlad, Daniel Andrei, s-a împușcat accidental în gură. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Municipal de Urgență Elena Beldiman din Bârlad, unde a fost diagnosticat cu plagă împușcată cu retenție de corp străin în bolta palatină. Nefericitul incident a avut loc în curtea locuinței lui Daniel Andrei. Cea care a alertat organele de cercetare a fost femeia care are grijă de curățenie. La numărul de urgență 112 am fost sesizați cu privire la faptul că la Spitalul Municipal de Urgență Bârlad a ajuns un bărbat în vârstă de 39 de ani care prezenta o plagă împușcată la nivelul gurii. În afirmațiile unui membru al familiei a rezultat faptul că este vorba de un incident care s-a petrecut în mod accidental, fiind folosit un pistol cu bile de cauciuc. Din verificările efectuate de polițiști din cadrul Serviciului Arme Explozive Substanțe Periculoase a rezultat faptul că acest pistol este deținut în mod legal de victimă. În cauză s-au dispus cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest incident, activitățile de cercetare fiind coordonate de procurorul criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. Fostul candidat la fotoliul de primar al municipiului Bârlad este acuzat de dare de mită electorală. Pe numele acestuia au fost depuse plângeri pentru moment, polițiștii nedispunând începerea urmăririi penale.